Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ne aflăm în compartimentul destinat masculilor. Astăzi o să vi arăt în mare parte pe toți masculii pe care îi dețin, și voiajori, și jucători, și birmingăni, și voltați de la mine în crescătorie. Și încercăm să vedem și câți avem de fiecare rasă. Deci aici în cadru avem doi masculi voiajori acolo sus, încă doi vineți aici. Aici sus mai avem încă doi voiajori. Acesta este pui de anul trecut. Iar de acolo, acel de acolo e pui de 2017. Doi pui de anul 2020 aici. Mai avem aici tot la fel un pui 2020. Pui 2020, 2014, 2018, 2020, 2018. Deci să îi numărăm acum. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 avem aici și mai avem un pătrulașul femelelor, un voiajor alb, care a ieșit tot mascul. Iar la gălățeni avem doi gălățeni acolo sus. 2, avem doi gălățeni. 3, 4, 5. 5 gălățeni și un mascul de Birmingham pui pe anul 2020. Și mai avem pe taicăsu aici. Voltați, cred că avem în jur de vreo 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, da, 5. 5. Avem 5 voltați. O să îi bag la împerecheat la începutul lunii martie. O să fac atunci un vlog mai amănunțit cu noile împerecheri pe care le voi face. Iar la voltați o să mai întrebească femele, deoarece nu am pe de ajuns. Și la Birmingham, și la Birmingham. Porumbei le administrez doar boabe, ca asta mai am ca resurse să le dau. Mai eliberez, îi eliberez și pe afară ziua după ora 12. Sunt curios acum de împerecherile pe care o să le fac. Vom vedea ce împerecări voi face. 100% am în cap acest alb va rămâne tot cu bălțata, iar fiul său va fi împerecheată cu fiul său va fi împerecheat cu femela roșie. Bălțatul acesta tot cu bălțata, iar în rest vom vedea ce perechi vom forma. În orice caz, dacă iese pe plus sau ceva, o mai facem și câteva perechi de doici, ca să nu îi lăsăm desperecheați. Deci, sper că v-a plăcut acest vlog. Să fiți cu ochii pe canal.
La începutul lunii martie, chiar pe 1 martie sau pe 2, vedem acum, depinde de timpul pe care îl am, o să vă fac un vlog atunci când o să bag în câteva boxe porumbei, iar unii dintre ei care sunt deja împerecheați din anii trecuți, o să îi bag în compartiment la femele unde știți că îi țin. Deci, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați cei care nu sunteți, care dacă doriți să achiziționați voiajor de la mine și sunteți prin apropiere București sau Ilfov sau județul Dân Giurgiu, prin apropiere, puteți să mă contactați pe Facebook, Alex Radu, sau pe Instagram, Crescătoria Alex Radu. Vedeți acolo la descriere. Deci lăsați un comentariu, un like și ne vom revedea într-un nou vlog. Salutare!